Oricât de bună ar fi părerea mea despre mine, sunt convins că nu toată lumea mă place, la fel cum nici mie nu-mi plac toate persoanele și nici eu nu vreau să urmăresc persoanele care nu-mi plac. Motivul pentru care cred totuși că persoanele care nu rezonează cu stilul meu, cu mine ca și persoană, cu informațiile pe care le predau, ar trebui totuși să fie pe platforma Prizers este pentru că în acest moment la Prizers sunt zeci de cursuri, din care probabil undeva la 15, maxim 20% sunt cursurile create de mine. Dar pe lângă mine sunt peste 50 de autori care sunt experți în domeniul lor. Unii dintre ei cei mai buni specialiști din România în domeniul lor și unii dintre ei printre cei mai buni din Europa. Ai acces la ei. Și frumusețea appraisers este că dacă vrei să înveți despre marketing, nu trebuie să alegi un singur consultant, un singur expert, cum ar fi Loran și să spui Hmm, nu-mi place ce predă omul ăsta sau felul în care predă sau cum vorbește sau cum arată sau cum zâmbește sau părul lui nu-mi place, ci poți să alegi printre mai mulți traineri și speaker și experți care predau informații despre marketing, poți să le accesezi pe platforma Uprisers. Și un alt aspect ar fi, de multe ori citesc cărți despre persoane pe care nu le admir. Nu mi-aș dori să fiu ca acele persoane nu aș face ce fac acele persoane pentru că unele din lucrurile pe care văd că le fac sunt chestionabile din punct de vedere etic, cel puțin în concordanță cu etica mea. Dar asta nu înseamnă că nu pot să citesc cartea respectivă, să scot informațiile care îmi sunt utile pentru mine, pentru firma mea, pentru cariera mea, familia mea, căsnicia mea, să le implementez să văd dacă funcționează, ignorând în totalitate dacă îmi place sau nu îmi place persoana care a predat, a scris, sau au făcut lucrurile respective. Adică, reușesc să mă detașez de persoana care transmite și de informația de calitate pe care o primesc. Dacă informația este bună, nu trebuie să-mi placă persoana care o predă. Pe mine mă interesează informația, nu persoana care predă. Așa că, Appraisers este locul în care găsești varietate de autori în așa fel încât să găsești o persoană cu care să rezonezi și dacă nu rezonezi cu persoana, cel mai important este să găsești informația utilă, în așa fel încât să poți să progresezi, chiar dacă nu-ți place de persoana care o predă.